pentru clipul de astăzi. Mi-am zis că ar fi o idee excelentă să am câteva dintre imaginile vechi, fotografiile făcute de subsemnata, acum niște ani, pentru exemplificare. Așa că am intrat pe Instagram și m-am pus să scrollez în ideea în care îmi doream eu să ajung undeva la bazele Instagramului, la profilul meu, la primele imagini pe care le-am postat la geneză, la începuturi, să iau de acolo niște poze și să le introduc, să le văd așa pe aici ca voi să puteți vedea ce diferență este între ceea ce posteam în 2013-2014, cred că pe acolo am început eu cu Instagramul și ceea ce postez astăzi. Nu m-a lăsat să mă duc atât de departe, nu știu de ce, s-a blocat, pe undeva s-a blocat Instagramul, a decis că nu, tăiete până aici și pe la un 2016 am rămas. Am salvat însă câteva imagini și le voi pune acum în paralel așa, ca să vedeți unde pornim. Și ca să vă împing un pic de la spate, să fie așa un imbold, ceea ce de fapt îmi doresc cu tot materialul ăsta, pentru aceia care îmi scrieți deseori că sunteți pasionați de subiect, că vreți să faceți fotografii mai frumoase, că admirați ceea ce fac eu și că vă doriți să preluați să furați cât mai multă meserie, dacă pot să zic așa, din ceea ce fac eu. Când mă folosesc termenul ăsta meserie, sper că înțelegeți că este o metaforă, pentru că eu nu sunt sub nicio formă nici fotograf profesionist, nici videograf profesionist, nu am studii în domeniul ăsta, nu sunt vreo expertă, însă sunt o duduie care îi place foarte mult să facă vloguri, îi place foarte mult să filmeze și îi place foarte, 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 foarte mult să facă poze. Și în timp, cred că mi-am șlefuit cumva pasiunile astea, astfel încât am ajuns în punctul în care sunt acum. Și nu că vreau să zic, dar vreau să spun, însă diferența, cel puțin pe partea de foto, deși cred că o vedeți, e mai mult decât evidentă și pe video, mi se pare colosală, din toate punctele de vedere. Dacă stați să comparați fotografiile pe care le făceam atunci versus ceea ce fac acum, e! PA! De la cer până la pământ! Trecând de aparatura care evident este schimbată, dar editarea arată altfel, până și postura corpului arată altfel, locurile în care îmi fac pozele acum sunt complet schimbate, pentru că gândesc mult mai mult pozele, dedic mult mai mult timp lor, îmi place să gândesc concepte, povești și așa mai departe. Și vreau să vă povestesc astăzi despre toate astea. Cumva, incluzând și aparatura, Aici sunt câțiva dintre copiii mei, să le zic așa, incluzând și aparatura și detaliile astea mai puțin frumoase, dar absolut necesare, care mă ajută pe mine să obțin rezultate precum cele pe care le puteți vedea aici. Așa că, băieți și fete, facem un update astăzi sau o continuare, dacă vreți, la clipul pe care l-am postat eu anul trecut, în care vă povesteam fix despre asta, despre aparatură, despre editare, despre idee, despre inspirație, concept, gândire, bla bla bla. Cum ajung să creez o anumită fotografie de la idee simplu. Idee până în punctul în care ajungeți voi să o vedeți pe Instagram. Și mă folosesc de reperul ăsta de Instagram pentru că acolo postez majoritatea fotografiilor mele. Dar vom vorbi și despre video, așa, un piculeț sau poate un piculeț mai mult, atunci când ajungem la partea de aparatură. Deci, așezați vă confortabil, blănos, ciocolată caldă, limonadă, ce considerați voi, căpșuni ceva de crânțănit, bam, 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 bam. Și hai să-i dăm drumul să vorbim despre poze și despre video. Primul și primul lucru pe care vreau să vi-l spun, pe care sunt sigură că l-ați mai auzit și poate chiar s-a format un fel de clișeu în jurul lui, este a acela cu privire la aparatură. Nu aveți nevoie de aparatură scumpă, ultra performantă pentru a crea imagini frumoase, pentru a face poze frumoase sau pentru a filma cadre neapărat frumoase. Exemple în sensul ăsta, exemple negative sunt cu duiumul. Cu alte cuvinte, există o mulțime de oameni, fotografi, nu un fotograf, mă rog, am auzit și oameni care susțin că sunt fotografi profesioniști, care din punctul meu de vedere creează imagini de o calitate îndoielnică, deși se vede că aparatura pe care o folosesc este una cu multe zerouri, au investit foarte mult pe planul ăsta. Însă, dacă nu ai o cultură vizuală formată, dacă ochiul tău nu vede ceea ce trebuie, dacă nu surprinzi momentul atunci când trebuie și dacă nu te folosești de toate tulurile astea pe care le avem, mă refer aici mai degrabă la editare, este foarte posibil ca aparatura aia să fie fix inutilă. Puteți scoate fotografii frumoase sau, mă rog, filma lucruri frumoase, videoclipuri frumoase, chiar și cu telefonul. Cu toate astea, mă veți întreba, bine, bine, da, fotografii, în majoritatea ăștia care sunt foarte buni, nu prea folosesc pun iere și nu prea filmează cu telefonul. Deci, care e faza? Faza e, din punctul meu de vedere, țineți cont că tot ce vă povestesc este cât se poate de subiectiv, Faza este undeva la mijloc. Cred eu că nu ai cum, una fără cealaltă, dar dacă este să înclin balanța în favoarea uneia sau alteia, cred că cel mai important, cel mai important este ochiul. După aia vine aparatura. Însă, ca să vă arăt ce folosesc eu de la ce am pornit, am strâns aici lângă mine toate aparatele pe care le am și vă voi vorbi atât despre cele pe care le folosesc exclusiv pentru video, cât și cele pentru foto, toată aparatura mea fiind Canon. De când mă știu eu și am început cu unde ești? Cu aparatul ăsta săracul. Le-am păstrat pe toate. Deci eu am 5 aparate, foto și video, Canon, cumpărat primul în 2010, ăsta a fost. Un aparat luat la mâna a doua, într-adevăr, în perioada respectivă. Nu am putut, nu m-am îndurat să renunț la ele de când le am, cu toate că aș fi putut, iar pe unele poate chiar aș scoate niște sume frumușele, pentru că au valoare sentimentală. Cu atât mai mult ăsta, 400 d este Canon 400 d așa arată săracul de el, e vai de capul lui, în momentul de față încă funcționează dar dacă m-aș apuca să-l vând, nu cred că aș scoate mare lucru pe el, și nu aș putea să-l dau pentru că a fost. Um, prima, cum să zic, achiziție pe care mi-am făcut-o eu după o vară întreagă muncită, adică toți banii pe care i-am strâns în vara respectivă I-am dat pe acest aparat pe care l-am luat la mâna a doua, asemenea obiectivului pe care îl aveam și pe care l-am folosit multă vreme, până anul trecut chiar Cu acest aparat, excelent a fost pentru mine în vremea respectivă, 400 de a fost primul, după care mi-am luat cred că ăsta a fost următorul, mi-am luat un 600 de care la momentul de față nu are obiectivul atașat și care a venit cu o foarte mare șmecherie care pe mine m-a ajutat foarte mult în ceea ce privește filmatul, mai exact chestia asta. uita așa, pentru că poți să faci așa, tac, știi și vezi în momentul în care filmezi. Eu la momentul actual filmez fiind conectată de pe telefon, adică am o aplicație și vă voi detalia și despre ea la momentul oportun, o aplicație care îmi permite să văd ceea ce filmez în momentul actual. Adică, vedeți, am telefonul, uite, și mă văd aici. Asta pentru că acel Canon pe care, ca să nu zic pentru că Canonul, <laughs> acel Canon pe care îl folosesc la momentul actual pentru filmare, mai exact 5D Mark IV, nu are clăpița asta. Și îmi pare rău că nu o are, altfel este un aparat excepțional și o să vă povestesc și despre el, dar neavând clăpița aia, totuși se găsește această soluție, folosindu-mă de aplicație. Super util și ăsta. Evident, mult mai bun decât 400 deu pe care l-am avut. După care mi-am luat 80D-ul care a stat cu mine până anul trecut. Cred, sau cu doi ani, nu mai rețin exact, mi-am luat Mark 4. ăsta, um, 80D, tot așa cu clăpiță, o calitatea imaginii super, super faină, filmează foarte bine și pozele pe care le făceam în perioada în care le aveam erau minunate. Eu făcând-mi cred 95% din fotografii și de fapt tot ce vedeți în ultimul an cel puțin pe pe Instagram-ul meu sunt făcute toate cu aparate de genul ăsta DSLR-uri, mai exact. Recomand, în cazul în care bugetul vă permite, să vă cumpărați un astfel de aparat, dar nu vă avântați neapărat la cele uh, de profesioniști. Cred că undeva un 80 de din ăsta, nu mai știu, erau 60D, 70 de sau chiar uh, 600D-ul, aparatele de genul ăsta mi se par mai mult decât ok pentru nivelul de începător. Cel despre care vă spun că filmează acum, Canon 5D Mark IV, este o bijuterie de aparat, este aparatul visurilor mele. Cu toate astea este un aparat pe care l-am cumpărat în timp, deci nu l-aș recomanda neapărat pentru începători pentru că e posibil să vă pună puțin în dificultate și cum am zis, nu ca și eu vreo expertă, dar cu toate astea cred că mi-ar fi creat ceva dificultăți dacă aș fi început cu el. Acum bă, 10, cred că 10 ani când mi-am cumpărat primul de SLR, după cum vă spuneam. Este full frame în primul rând, adică intră mai mult în cadru. Voi încerca să mă exprim în termeni cât mai ușor de înțeles, cât mai colocvial, fără să mă blochez în exprimări prea tehnice pentru că nu cred că veți înțelege neapărat și nici nu simt nevoia să vă plictisesc cu așa ceva. Cu cât mai simplu, cu atât mai bine ca să înțeleagă toată lumea. Deci este un aparat full frame. Calitatea imaginii e ceva de speriat în sensul bun, în sensul cel mai delicios posibil. Culorile arată extraordinar de frumos poate și datorită celor 30, cred că 30 de, de megapixeli are. Filmarea. În mod normal eu o filmez în HD, dar el are și posibilitatea filmării 4K așa cum are și jucăria asta mică pe care o folosesc pentru vlogging, are wifi, ceea ce îmi permite mie să mă conectez la treaba asta, la uh, telefon atunci când am nevoie, îmi permite să mă conectez la calculator, să descarc pozele cu ușurință, n-am nici cea mai mică problemă și merge totul foarte, foarte bine. De asemenea, are bluetooth și mă conectez printr-o aplicație despre care vă spuneam acum, se numește Camera Connect. Mai multe aparate au aplicația asta, deci nu trebuie neapărat să fie Canon, în cazul în care voi aveți un alt tip de aparat, o altă cameră foto. Dar pentru Canon se numește exact așa, Camera Connect, și practic ceea ce faci este că introduci niște setări ale camerei în telefon, după care cred că la următoarea conectare sau următoarele îți iau undeva în jur de 30 de secunde ca să le poți conecta pe cele două între ele. Și nu vă puteți imagina cât de utilă este chestia asta, aplicația asta. De multe ori când mă vedeți pe mine făcând un -mi pozele, că filmez tot timpul prin daily vloguri, v-am arătat de atâtea ori, cum îmi fac eu pozele când mi le fac singură cu trepied și vă povestesc și despre asta, mă vedeți tot timpul cu telefonul în mână și practic ceea ce fac este poziționarea în fața camerei, având acel telefon în mână și urmărind pe telefon cum arăt efectiv și în funcție de ceea ce văd acolo îmi schimb poziția, până când ajung la cea care mi se pare mie cea mai potrivită. Din momentul în care mi-am descoperit poziția aia, apăs efectiv pe autodeclanșator, având o setare din aia de 2 sau 10 secunde, așa cum au și telefoanele și sunt convinsă că știți despre ce vorbesc și ascund repede telefonul <laughs> să nu-mi iasă în poză, după care mă vedeți cum pozez așa, ca această nu știu, serafică, orice vreau eu să exprim în poza respectivă. După caz, că știți că mă joc în diverse tonuri, moduri, dispoziții și așa mai departe. Ca să ajungem și la ceea ce folosesc pentru vlogging, asta este jucăria, Canon M50 aparatul pe care, dacă vă amintiți, chiar l-am dat la un giveaway. Am avut un giveaway cu cei de la Canon undeva în iarnă, cred, prin ianuarie, februarie, nu mai țin minte exact și știu că v-ați înscris mulți în vremea respectivă și una dintre voi, o norocoasă, a câștigat camera, a ajuns la ea, sper că se bucură de ea și, mă rog, poate că se și momentul ăsta și că o folosește cu plăcere, deci exact aparatul ăsta. Eu mi l-am cumpărat pe ăsta undeva în septembrie 2018, parcă înainte de a pleca eu în Praga. Asta pentru că eu foloseam înainte un G7X, o cameră mică așa pe care cred că o are toată vlogosfera și care excelentă, minunată, a mers foarte bine pentru mine, dar asta este peste, asta filmează mult, mult mai bine, iar imaginile pe care le scoate sunt frumoase și filmările sunt și mai frumoase. Recunosc că eu nu o folosesc prea mult pentru imagini, în mod normal țin lucrurile separate, adică pe ăsta exclusiv pentru ceea ce înseamnă video, pentru ceea ce înseamnă vlog, și pentru că este foarte ușor, adică îmi permite, știi, pot să stau cu el în mână așa și să filmez pe stradă, pe când uh, Mark 4 de pe care filmez acum uh, videoul ăsta static, mi-ar rupe brațul pentru că e cu totul altceva, ăla este un DSLR și cântărește mult mai greu decât jucăria pe care o am aici. Are blitz, are stabilizator de imagine, are și ecran tactil, care ajută super mult, într-o mulțime de cazuri, dacă ca să fac referire doar la unul singur, focalizarea. El poate să focalizeze și de capul lui, are focalizare automată și o Arește în, nu știu, 95% din cazuri, să zicem, dar are și o focalizare manuală. În cazul în care îți dorești tu, nu știu, efectiv, țac, 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 atingi și îți pui focusul exact acolo unde îți dorești tu. Sunt o mulțime de moduri de care dispune, le vedem pe toate aici, nu știu cât le puteți observa. Uite așa, încercăm. A, ați văzut ce frumos mi-a pus focusul? Iar din momentul în care îl pornim, el îl arăta cam în felul ăsta. Și dacă îți dorești tu să pui focusul, uite așa. Tac, 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 pui cu degetul exact în punctul în care vrei. Și dacă vreau să-mi fac un selfie sau nu știu efectiv cum vorbesc eu cu voi, uite cam așa, o să încerc să întorc asta înspre voi, nu înspre mine, așa cum aș ține în mod normal. O vedeți acolo? Sper că se vede cât de cât. Uite așa, deci calitatea arată foarte, foarte, foarte bine. Acum, cei de la Canon au periodic anumite programe, se numesc cashback, summer cashback, nu știu, winter cashback, momentan rulează ăsta summer cashback, să spunem că, dau așa un exemplu tâmpit, să spunem că ăsta ar costa 1000 de lei în momentul în care l-ai cumpărat, dacă el intră în oferta aia de cashback, primești înapoi 200 de lei, îl cumperi practic mai ieftin. Astea apar periodic, din ce știu eu, iar momentan rulează cea de summer, summer cashback. Există o listă întreagă, mi-am notat eu aici câteva dintre ele, există o listă întreagă de aparate care beneficiază beneficiază de promoția asta de la Canon, cred că este undeva până la sfârșitul iulie, deci 30-31 iulie, cam pe atunci. Reducerile sunt unele foarte, foarte mari și vin atât la DSLR-uri, cât și la aparate din astea compacte micuțe, mirrorless-uri, cât și la obiective și cred că mai sunt și la blitzuri și nu știu, posibil să mai fie și alte jucării. Uite, de exemplu, pentru ce să luăm noi de aici? Hai să vedem m 50 pe care l-am eu pentru m 50 pentru body, efectiv, deci pentru corpul propriu zis ai cashback 500 de roni. Sunt obiective pentru care ai, nu știu, până la 2000 de roni uite, 1900 de ron, 2200 de ron. Evident că e important și prețul întreg al produsului. Cu cât acesta e mai mare, cu atât și reducerea pe care o obții în programul ăsta va fi mai mare. Nu o să intru eu în detalii acum, dar vă las în descriere link la promoțiile astea. Vă uitați acolo pentru că sunt zeci și zeci de astfel de produse care fac parte din ofertă și în cazul în care vă doriți să porniți pe drumul ăsta, mi se pare un moment prielnic dacă vă doriți un canon la un preț mai redus decât ar fi în mod normal. Și pe lângă asta, dacă veți lua un astfel de aparat care face parte din promoția asta, aparat obiectiv, nu știu ce vă achiziționați voi de acolo și introduceți seria bonului pe site-ul ăsta pe care vi-l las eu în descriere, vă înscrieți automat la o chestie, la un workshop pe care îl veți ține cu mine, în care vom vorbi despre vlogging, despre fotografie, despre ceea ce considerați voi. Adică, practic, veți avea aparatul și dacă sunteți fericite câștigătoare sau câștigători, ne întâlnim, nu știu, ne întâlnim la o cafea undeva și o să vă împărtășesc din experiența mea, din trucurile mele. Putem purta efectiv o conversație, poate o continuare, putem face și câteva teste, putem să ne jucăm cu aparatul, să vă arăt ce și cum, live efectiv din, din mână. Deci un workshop despre vlogging sau despre fotografie, atât cât mă pricep și eu. Găsiți toate detaliile astea undeva în descriere, reiau acolo în cazul în care nu s-a înțeles foarte bine de acum. Și ce să zic, baftă multă, succesuri, dată de înscriere, bineînțeles că vom alege random câștigătorul sau câștigătoarea, toate astea, acolo în căsuța cu des. Continuând cu aspectul tehnic, am adus această dudă lângă mine, fiind un trepied care, pe cât de plasticos este el, pe cât de tare îl ia vântul, pe atât de util s-a dovedit a fi în ultimii, nici nu știu, 3 ani, poate chiar 4 ani de când l am. Eu am vreo două trepiede, trepieduri pe care le folosesc. Unul pe care se află camera mea acum și care este foarte solid, foarte zdravă, foarte greu și dificil de cărat, de transportat. Și ăsta plasticosul. În principiu, cel greu, solid, cel zdravăn, ăla e mai bun, e de o calitate mult mai bună și îți garantează că nu se mișcă de acolo. Pentru că am pățit-o cu ăsta plasticosul, avându pe undeva pe afară, pe în câmpuri de maci, ce poze mai fac eu, s-a întâmplat să bată vântul mai tare și să mă trezesc că mi s-a prăvălit camera la pământ. Nu e foarte recomandabil. Dar în momentul în care îți faci poze sau, nu știu, filmezi într-un mediu în care nu ai astfel de impedimente sau în momentul în care îl folosești în casă, este mai mult decât util, plus în călătorii este un vis. Eu vă recomand dacă sunteți la început de drum. Să nu investiți neapărat în latura asta a trepiedului. Bine, dacă vă dau bani afară din casă, poate n-ar fi o problemă. Dar pentru mine, ăsta mic, ăsta plas de plastic, este mult mai folositor decât ăsta mare, ăsta greu, pe care îl folosesc doar în casă. Și mai ales în călătorii. Poate m-ați auzit în ce uh, am avut anul trecut, nu știu, că a fost prestri, vacanță. De fiecare dată plec cu trepiedul după mine. Se strânge, se face destul de micuț. Uite, ca să vă și arăt. Și bineînțeles că vă lincuiesc uh, trepiedul ăsta în nu știu dacă îl mai găsesc exact pe ăsta, că v-am zis, am luat acum bani, dar dacă nu l găsesc, vă linkuiesc ceva similar ca să vă faceți o idee. M-a costat undeva în jur de 100 de lei și cred că a meritat banii pf, cu vârșii îndesat, cu prisosință. nu aș putea să mă despar de el și cu siguranță uh, este foarte drag în sufletului meu. Cam atât de micuț se face, deci încape pentru un troller din ăla mare. Și este extraordinar de bun pentru momentele în care mă aflu undeva și nu are cine să-mi facă poze. Sau vreau eu efectiv să mi le fac singură, pentru că eu, așa cum v-am mai zis de multe ori, sunt un mare fan al fotografiei făcută de capul meu. Eu, cu viziunea mea, atât cât mă duce capul, cu aplicația aia, mi e pozele mult mai frumos în momentul în care mă pot eu desfășura în ritmul meu, în felul meu, în momentul în care sunt ochii, ochii mei, cei care văd ce e acolo, decât dacă mă pozează altcineva. Chiar și atunci când se întâmplă să mă pozeze individul, să mă pozeze frate sau nu știu, vreo prietenă, că mergem la poze, de fiecare dată îmi conectez aplicația aia pentru că simt eu nevoia să văd, să mă poziționez așa cum îmi doresc și să-i arăt. Uite, vreau să stau așa, vreau să stai acolo, te rog apasă. Deci, practic eu fac totul, persoana respectivă doar apasă. Ca să vă arăt câteva exemple că mi-am salvat aici niște imagini, astea sunt niște poze pe care eu le-am făcut anul trecut în Israel, când am fost în acel prestrip, cu trepiedul făcute toate deci restul fetelor care erau cu mine, Carmen și uh, Ioana, erau amândouă, mă rog, undeva, stăteau la masă, nu mai știu exact, și eu m-am dus la un moment dat, zic, vedeți că eu mă duc un pic prin zări zare, prin zare albastre, cu trepiedul după mine și m-am apucat și am făcut următoarele poze, deci avem o dată, asta, una, a doua, tot cu trepiedul. A treia, un tractor de excepție, <gânt> făcută tot cu trepiedul. A patra, din nou un tractor, am insistat, mi s-a părut de bun augur. A cincea, a șasea, pozele astea toate sunt făcute într-un interval de, nu știu, o jumătate de oră, să zic, 20 de minute, poate chiar mai puțin. Efectiv, mi-am setat camera pe trepied, aveam într-o mână pe undeva telefonul și m-am apucat și am pozat în asemenea fel încât să scot eu cât mai mult cadre, ceea ce vă recomand și vouă, îndeosebi atunci când mergeți în călătorii. De asemenea, în camera de hotel am făcut poza asta, tot așa, cu trepiedul și cu telefonul, încercând am săpăit în pat acolo până când mi-a ieșit ceea ce mi-am dorit eu. Așa ceva nu aș fi putut să fac sub nicio formă dacă nu aveam trepiedul la mine, pentru că nu aș fi avut cum să așez camera de așa natură și mi-ar fi părut cu adevărat rău dacă s-ar fi întâmplat să fiu acolo și să văd toate lucrurile astea frumoase pe care mi-aș fi dorit să le imortalizez, dar să nu am ustensilele necesare la mine, tulurile pe care le folosesc. De aceea vă recomand cu tot dragul, luați-vă un trepied, cel mai ieftin pe care îl găsiți, dar luați-l că este minunat, este salvator dacă vreți și ajută și contribuie super, super mult în cazul în care vă interesează să vă faceți poze vouă, că poate, nu știu, vreți să faceți naturii, poate vreți să faceți celor din jurul vostru, animăluțelor și așa mai departe și în cazul ăsta nu aveți neapărat nevoie de el. Pe lângă ăsta, ce voiam să vă mai arăt pe partea tehnică și încheiem, de fapt vă mai zic ceva și de microfon și terminăm cu tehnicul, intrăm la alte ponturi, carduri. Uh, carduri de memorie. Uh, cele pe care le am eu, pe care le folosesc, eu sunt de la SanDisk, așa arată unul de 8GB, săracul vechi. Am la de-astea nici eu nu știu câte, mult prea multe am prin casă, unele chiar sunt stricate. Să aveți întotdeauna o chestie de genul ăsta la voi, pentru că poate sunteți ca mine și faceți 500 de poze deodată, weekendul ăsta am făcut 1000 în 4 ore, cam așa, faceți 500 de poze odată și vă treziți că nu mai aveți spațiu pe card și vedeți o chestie brusc într-un anumit moment, mamă și e momentul atunci, este lumina perfectă, poziția subiectului este perfectă, cadrul ideal, A, dar nu aveți spațiu pe card. Ce faci? Decât să te apuci să ștergi ceea ce ai deja și poate și ratezi momentul, e bine să ai întotdeauna un carte rezervă la tine ca să poți înlocui în momentul ăla și să poți continua a face fotografia. Se găsesc de tot felul de dimensiuni, 8 gb 16, 32, 128, cât considerați voi, prin toate astea cu electronice, Altex, nu știu, flanco F64, unde bineînțeles că o groază, deci astea odată. Și ce voiam să vă mai zic cu microfonul, cel pe care îl folosesc eu este un microfon de la Rode, pe care nu pun mâna, că mi-e frică <laughs> dacă îl mișc în momentul ăsta, cu siguranță se duce, pleacă, uuuh, cu siguranță stric ceva, dar microfoanele de la Rode sunt cele care mie mi se potrivește cel mai bine, și cred eu că se aude minunat Cred că putem să facem niște asemenea de succes dacă am vrea Deci pregătiți-vă că poate vine și asta <laughs> Într-o zi, bineînțeles, pe o voce mai relaxată lincuite toate în descriere Când spun imagine, pot să mă refer atât la poză, fotografie Sau pot să mă refer la video În funcție de materialul la care lucrezi tu în momentul respectiv Și cu siguranță m-ați auzit prin ultimele daily vloguri, Povestindu-vă eu despre aspectul ăsta Și încercând așa pe cât posibil să inserez și să vă arăt making of ale ședințelor foto pe care le-am făcut în ultima vreme. Ca să vă dau un exemplu vă spuneam eu atunci când am făcut aceste minunate poze în care eram cea mai albă dintre toate, eram o coală de A4 practic că am încercat să vin cu un concept creativ pentru ceea ce însemna acest produs. O gamă de la Lositan, minunată, extraordinară, nu vorbim despre creme astăzi. Gama asta se numește Ren Blanche, adică asta ar însemna Regina Albă, în traducere românească. Și acum voi vorbi un pic despre concept, ca să înțelegeți cum am ajuns în punctul ăsta. Uitându-mă eu așa la produs și văzând, da, sunt niște creme, aș avea două variante. Prima variantă este aia în care mă așez în fața unui oglinzi și arăt cum aplic produsul. Varianta aia clasică, care, bineînțeles, clasică care, uh, care, bineînțeles, funcționează și e ok și e normală, pentru că toată lumea o aplică dar este banală, este plictisitoare. Și atunci am încercat să mă gândesc ce aș putea eu să fac, cumva să iasă din tipare, să fie ceva mai original, ceva care atrage, poate ciudat, poate dubios, dar ceva care e altfel, ceva care este diferit, ce nu intră în zona de tradițional și depășește așa un pic conturul clasic trasat de XYZ. Așa că m-am gândit, deci îi spune Rena Blanche, avem, am luat ăsta lângă mine, acest acest produs alb, rena blanș. Hai să mă leg de chestia asta, să mă leg de regineală și să mă leg de alb, regina albă. Și atunci, încercând eu să ajung la o chestie, cumva m-am dus cu gândul la creasa zăpezilor. Numai că acolo creasa zăpezilor merge pe ideea de glacial. M-am folosit de chestia asta când am postat textul, cei care mă urmăriți probabil că ați văzut, dar am încercat să creez exact ceea ce spune numele, o regină albă. Prin urmare, m-am gândit ce îmi trebuie mie ca să creez aceste imagini, ca să creez o regină albă. Am nevoie în primul și în primul rând să fiu albă, pentru că oricât aș încerca eu din editare să albesc imaginea, oricât aș crește expunerea și nu știu, aș lovi în diverse setări, tot nu arată la fel. Pielea mea la bază eto, este galbenă, deci asta cu siguranță nu va arăta albă. Așa că am început să mă întrebuințez să caut vopsele albe, vopsele pentru față și pentru păr. Căutat pe Google frumos acolo. Vopsea pentru față albă, vopsea pentru păr albă. Și am găsit o felul de opțiuni pe EMAG și pe uh, site-urile cu articole din astea de carnaval, ca să te poți tu de Halloween, cu genul ăsta de vopsele. Și am filmat atunci cred că ați văzut că mi-a luat, nu știu, câteva ore, doar vopsitul și apoi datul jos al vopselii respective și toată nebunia care a fost cu individul care s-a uh, speriat. Pentru imaginile astea, și uite mă vedeți aici cât de extraordinare eram, am zis totuși că este bine să existe și puțin contrast pe față. Dar având în vedere că vorbim de ceva foarte curat, este o linie albă curată, am zis să nu exagerez. O exagerare ar fi însemnat, nu știu, culori nenecesare la ochi. Dacă mi-aș fi făcut un machiaj complicat, ceva într-un ros sau într-un verde, nu mai e chiar din același film, nu mai e linia aia curată, nu știu, nu mai merg pe aerul regal pe care mi-l doream eu. Aici ideea era de ceva excentric, dar totuși clasic, cumva să nu depășesc, să nu ajung într-o zonă de modern. Ce e mai clasic și mai clasic decât roșu, decât negru, decât alb? Negru și alb nici măcar nu sunt culori, iar roșu este clasic cu absolut. Prin urmare, nu am depășit liniile astea, am rămas acolo cu alb, cu negru și cu roșu și am încercat să creez imaginile cât se poate de albe ca să mă mențin pe ideea de ren blanc, dar să se vadă totuși elementele, să se distingă foarte bine ce e acolo, că sunt eu. Atenție foarte mare la detalii. Eu, de exemplu, în momentul în care m-am pictat, mi-am făcut fața, m-am îmbrăcat în alb, într-adevăr, dar mi-am dat seama că, știi, mie mi se vor vedea cumva mâinile. Și dacă nu am și mâna pictată în aceeași culoare, nu are deloc acela, nu ar avea deloc același farmec, același impact. Imaginați-vă cum ar fi fost imaginea asta dacă m-aș fi prezentat așa albă cum mă vedeți cu accesoriile alea și aș fi venit cu o mână galbenă în culoarea ei naturală. Deci atenție foarte, foarte mare la detaliile de genul ăsta pentru că sunt extrem de importante. De asemenea ajută coronița aia pe care am avut-o pe cap, detaliul de la gât. recuzita voi vă alegeți în funcție de ceea ce vă inspiră. Iar în cazul în care nu aveți neapărat inspirație, puteți oricând să luați internetul apuricat pentru că este o sursă nepuizabilă de imagini și puteți efectiv să scrieți chestia asta Rena blanche sau nu știu uh, snow queen ceva, nu știu uh, white queen. Și vedeți ce rezultate obțineți. Ăsta fiind un exemplu precis acum. Și în funcție de rezultatele pe care le obțineți, încercați să gândiți puțin în afara cutiei, să zic așa. Încercați să depășiți un pic tiparele astea în cazul în care vă doriți într-adevăr niște fotografii mai deosebite. Poate n-a plăcut tuturor, poate unora li s-a părut ciudată, însă din punctul meu de vedere, prin ceea ce am obținut cu imaginile astea, eu sunt foarte mulțumită pentru că n-am repetat o idee mega uzată. Z, știi, la oglindă, ceea ce evident este o, o chestiune de gust. După care mi-am zis că vreau să merg și mai departe cu chestia asta și dacă tot am creat o poveste cu această renă blanș, uh, poate vă amintiți că la fel am filmat în același daily, că m-am dus și am printat imaginile, am umblat de am nebunit atunci până când am găsit o, uh, un studio de fotografi, mă rog, nu un studio, cineva care să-mi printeze, Fotografiile respective, am decupat fotografia și am lipit-o pe o carte de povești, astfel încât să creez întregul context al poveștii ăsteia. Pentru că aș fi putut scrie în text toată treaba asta și cumva să vă las pe voi să vă imaginați, dar știți expresia aia că o imagine face cât o mie de cuvinte. E, vă este mult mai ușor să înțelegeți ce am vrut eu să transmit și să pricepeți exact direcția creativă în care am vrut să merg dacă vă și arăt decât dacă aș scrie. Nu toată lumea citește, iar cei care citesc poate mulți nu văd în sensul ăsta, dar în momentul în care creezi efectiv contextul și arăți pas cu pas ce ai vrut să demonstrezi, ce ai vrut să exemplifici, se creează cu adevărat întregul bas. Și așa am ajuns la rezultatul ăsta. Deci, practic, de la ce pornit totul? De la denumire. Renă Blanc. Și am stat și m-am gândit. Vă recomand să vă salvați undeva într-un Folder inspirație, adică imagini care vă inspiră pe voi. Fie că asta înseamnă imagini preluate de pe Instagram, de pe Google, de pe Pinterest, de pe Facebook, fie că vedeți efectiv o chestie într-un film, în momentul în care vă uitați la el și e ceva care, nu știu, vă, vă place, vă rămâne așa întipărit în memorie. E o chestie pe care poate v-ar plăcea să o recreați sau vă place voi efectiv să vă uitați la imaginea respectivă. Faceți-i un screenshot și salvați imaginea aia și lăsați-o acolo în folderul ăla pentru inspirație. Eu am un folder din ăsta imens, cred că sunt sute dacă noi aveam mii de imagini. Acolo, pe care le parcurg așa din când în când. Și nu știu, în momentele în care caut ceva anume, poate, intru în folderul ăla. În momentele în care vreau, am chef să fac niște poze, dar nu știu exact ce să fac, la fel, parcurg folderul ăla și văd ce am salvat acolo. Sigur se găsește ceva, sigur e ceva care să declanșeze o idee. Nu trebuie să faci exact, adică eu nu spun acum să replici 100% ce vezi, dar e vorba de inspirație. Postasem eu recent poza aia făcută în barcă, care am văzut că m-a plăcut destul de mult și m-am bucurat, poza făcută în barcă cu umbreluța și cu hortensiile. Mă aflam undeva în Cismigiu când am făcut chestia asta. Și vă spusesem eu acolo în textul postării de Instagram dacă vă dați voi seama de unde m-am inspirat cu imaginea asta. E, inspirația mea vine dintr-un film pe care l-am văzut de nenumărate ori, Vălul Pictat se numește și există acolo o scenă unde protagonista, o tipă pe numele ei Kitty, se afla undeva, mă rog, era pe un fluviu, pe o barcă total diferită, dar era exact așa cu o umbreluță. N-avea ea șarfă, n-avea flori în mână, dar cumva mie mi-a rămas imaginea ea întipărită în minte și de multă vreme îmi doream să fac ceva în genul ăla și m-am gândit că acum cu proiectul pe care vi l-am arătat ar fi o idee excelentă și cumva o interpretare a mea. Că v-am zis, încerc să mă diferențiez cât mai mult, de orice și oricine și mi-am dorit cumva să fie ceva ce pot pune degetul pe acea poză și să zic A, asta clar mă reprezintă 100% sau cine o vede să zică, asta e luba la bani, cu siguranță. Și așa am ajuns la imaginea asta, gândindu-mă cumva de unde aș putea să preiau ceva într-o manieră diferită. Eu am conștientizat foarte târziu punctul ăsta, fiind o tâmpenie totală în capul meu cumva în primii mei ani de blogging, când făceam fotografii pentru blog, blogul meu de mod, 90% dintre subiecte erau de modă, îmi imaginam că este suficient să am un outfit mișto și nu este la fel de important, nu e deloc important unde îl pozez. Adică poți să-l pozez și printre niște blocuri pline de grafiti, cu mașini în cadru, coșuri de gunoi, oameni trecând și așa mai departe, pentru că având outfitul ăla de mega ultra excepție, cu siguranță, mă rupem internetul, facem, dregem, spargem, pah, noi suntem gata, suntem la rupere. Nu prea funcționează așa. Eu cred că locul în care faci fotografia sau în care filmezi cântărește 50% din imagine. E foarte important cadrul în care încadrezi toată asta. Că ai o poveste sau că nu ai, uite de exemplu cum am făcut eu aici pozele astea cu rumbu și cu poro sau cum le-am făcut pe cele cu aparatul foto vechi, nu am neapărat un mediu. Adică acolo este un background de hârtie pe care l-am folosit efectiv. Dar e foarte importantă contopirea între cele două. Dacă pe de altă parte, la poza asta pe care am făcut-o eu cu rumbu cu poaro, aș fi avut un background, nu știu, ultra colorat sau ceva încărcat, nu ar fi mers la fel de bine, pentru că eu am încercat aici să creez o poveste în care o avem pe Duduie, o posibilă viitoare Melania Lupu, citind la lumina becului, nu a lumânării, cu pisicile pe lângă ea. Deci un cadru foarte liniștit, ceva, o atmosferă caldă, după cum sunt și culorile, cu o tentă de calm. E, dacă eu aveam în spate ceva foarte colorat foarte agitat sau nu știu ceva încărcat, nu ar mai fi fost același efect. E vorba de simplu și să știți că în general e bine să mergem pe simplitate cu pozele pe care le facem sau chiar și cu videourile. Cu cât e mai aglomerat, cu atât, cu atât ochiul este mai distras și nu știe la ce să se uite prima dată. Astfel încât încercați pe cât posibil să găsiți și să gândiți în prealabil locurile în care veți face pozele. Și vă spun asta și pentru călătorii, ca să mă întorc un pic la ceea ce vă ziceam cu trepiedul. În cazul în care se întâmplă să vă duceți undeva, nu știu, fie că asta înseamnă la bunici în țară, fie că asta înseamnă că plecați peste mări și țări și vă doriți să faceți fotografii faine, gândiți în prealabil chestiile astea. Nu le lăsați la modul de, ei, ajung eu acolo și sigur mă pozez în fața la nu știu ce. E ok și așa, nicio problemă dacă vreți să faceți asta, dar să spunem că vă doriți niște fotografii mai deosebite, doriți să profitați la maxim de locurile alea faine în care ajungeți și vreți ceva cu adevărat wow, care să rămână peste ani și ani, să se uite nepoții și să zică, mamă, cu de tare era mamaia. În cazul ăsta, faceți-vă temele din timp, luați internetul la mână și uitați-vă, puteți să scrieți exact așa pe Google, cool places to take photos nu știu unde, sau ă, locuri mișto de făcut poze în București, Iași, Cluj, Zalău, Sălaj, nu știu, de unde este fiecare. Cu siguranță găsiți ceva pe acolo, poate nu sub formularea asta, dar încercați puțin să scrolluiți și să vedeți cam ce oferă orașul sau locul în care veți ajunge. Să zicem că te duci undeva la țară, bun, la țară poate că nu găsești neapărat, n-a pus nimeni niciun articol cu, bă, habar locuri faine, locuri instagramabile din Cotuciorii nu există, dar în momentul în care ajungi acolo, încearcă să inspectezi puțin zona și fă temele și vezi cam unde ai putea face fotografii mișto în zona respectivă. Și credeți-mă, se pot face peste tot. Trebuie doar să deschizi bine ochii. Dacă am putut eu să fac fotografii pe un tractor, care din nou, posibil să-ți placă, posibil să nu-ți placă, cu siguranță poți găsi ceva frumos în orice. Ca să vă mai arăt ceva referitor la, la loc, la cât de important este locul, avem imaginea asta aici, un răsărit superb. Imaginea este de o simplitate mie mi se pare aproape banală, dar locul ăsta, atât de calm, atât de liniștit, în culorile alea atât de frumoase, pentru că m-am dus și într-un moment al zilei destul de prielnic, fac toată poza, deci nu e nevoie de mai mult, mă vedeți că nici nu purtam cine știe ce, abia mă văd în cadrul ăla, dar locul este cel care cântărește nu 50% din poză, probabil cântărește 90% din poză. Acum gândiți-vă dacă eu aș fost îmbrăcată cu cine știe ce dileală, cine știe ce nebunie ultra mega colorată sau care să atragă foarte mult atenția, cumva ochiul nu mai știa la ce să se uite. E suficient. Când ai un loc de genul ăsta, e mai mult decât suficient. Puteți să le găsiți de asemenea pe Instagram. Scrieți acolo să zicem că vă duceți, nu știu, să zicem că vă duceți la Bruxelles. Zic așa o chestie. Puneți efectiv hashtag-ul în căsuța de căutare a Instagramului Bruxelles și vedeți unde și-au făcut alții poze. Din momentul în care le-ați găsit, analizați-le bine și gândiți-vă. Băi, nu știu, uite, cineva și-a făcut o poză la un castel, zicem așa, în centru orașului. Cu ce aș putea eu să mă îmbrac, ce haine să-mi iau la mine, astfel încât să se potrivească cu acel castel și să scot niște poze mișto. Dacă vorbim de un castel în adevăratul sens al cuvântului, vă puteți imagina că un outfit, să zicem, tipic, nu știu, un blug și un tricou, nu e cel mai potrivit. Eu aș recomanda mai degrabă poate nu neapărat o roche, dar ceva mai elegant, astfel încât să se armonizeze toate elementele astea. Nu e chirurgie pe creier, nu e ceva foarte complicat, trebuie doar să vrei și să ții cont de detaliile astea și să-ți faci tu temele din timp. Ai plecat pe undeva, gândește-te în prealabil unde poți face poze și cu ce să te îmbraci acolo. Restul sunt detalii care vin pe parcurs, nu știu dacă plouă, viști tu a doua zi sau peste o oră și așa mai departe și vorbim imediat și despre ceea ce înseamnă lumina. Lumina este nu importantă, ci crucială, vitală, esențială. Poate Sună foarte dramatic folosindu-mă de termenii ăștia, dar fără lumină bună poți să ai tu cea mai tare locație, cel mai tare loc, poți să ai tu cel mai mișto outfit, poți să fii cu cea mai tare aparatură după tine, dar dacă lumina este proastă nu faci nimic. Orele cele mai bune sau momentele zilei, cele mai bune în care puteți face poze sunt, așa cum v-am mai zis de multe ori, că nu de nebună mă trezesc la 4 dimineața, fie la răsărit, fie la apus, în momentul în care lumina aia este foarte blândă, foarte caldă și sunt culorile alea superbisime, așa cum v-am arătat în poza pe care am făcut-o eu aici în cubalta, <l> evident, sau o poză pe care am făcut-o anul trecut în lanul de rapiță, lanul de rapiță fiind unul dintre motivele Folosite anual de mine în fotografie și uite ca să ne facem o idee asupra diferenței lanurilor de rapiță, asta este o poză pe care cred eu că am făcut-o în 2016, tot așa pe ideea de progres, apoi asta este una pe care am făcut-o în 2019 și dacă este să vă arăt și pe cea de anul ăsta, pe care probabil o știți că este recent postată. Arată cam așa. Dintre toate preferata mea este cea din 2019, pentru că sunt culorile la absolut superbe, am așteptat răsăritul și am prins exact momentul potrivit. Ajută foarte, foarte mult să aveți lumina bună. Nu recomand sub nicio formă să pozați la orele prânzului, când este soarele la puternic. Evitați orice înseamnă soare puternic. Pe de altă parte, dacă vorbim de o zi norată, când, nu știu, stă să plouă, sunt nori, puteți face poze cam oricând, în orice moment al zilei, pentru că soarele la e blocat și puteți profita astfel de lumină. Dar dacă vă Doriți acele culori superbe și cel mai bun moment, l-a răsărit, la apus, e minunat. Personal prefer săritul pentru că e liber, pentru că nu e aglomerat, depinde și de zonă, evident, nu sunt oameni prea mulți și mă pot desfășura eu în voie, acolo unde consider eu. Poate vă amintiți când am fost în Cijmigiu și am făcut pozele astea, de aici, tot așa am filmat într-un daily vlog, era un 5 când m-am dus acolo. Nimeni nu era, deci vara mai ales... Nu te doare capul, ți-ai trepiedul cu tine, te duci într-un moment din ăsta al zilei și poți să stai acolo, cred că puteam să mai stau ceva timp dacă aș fi avut nevoie. Mi-am făcut pozele liniștită, lumina excelentă. În cazul în care m-aș fi dus pe la 12, 11, nu știu, 1, 2, oh, ar fost groaznic pentru că e foarte multă lume și evident atrage atenția când ești cu un trepied după tine și doi la mână ar fi ieșit foarte rău din cauza umbrelor. În momentul în care capăți niște experiență și deja te poți considera avansat, Umbrele astea pot crea niște imagini foarte interesante, dar trebuie să știi să te joci cu ele, pentru că sunt dificile. De aceea, în cazul în care vorbim de începători sau, mă rog, oameni care nu au foarte multă experiență, eu recomand pe cât posibil să-i evitați. Recuzita este unul dintre aspectele mele favorite, pentru că numai cu ajutorul ei reușesc să creez acele detalii care chiar fac o diferență. Ca să vă dau un alt exemplu, am avut uh, aceste imagini pe care le-am făcut cu un buchet de flori. Primisem un buchet de flori foarte frumos și mă gândeam cum aș reuși eu oare să-l pozez, cum să fac ca să nu fie clasic, știi, efectiv cu buchetul ținut. Astfel încât ce m-am gândit, că ar merge foarte bine cu un buchet de flori, m-am gândit la poezie și m-am gândit la niște fluturi sau, mă rog, ceva din natură. Astfel încât aveam niște fluturi de plastic, vă dați seama, evident, pe care i-am cumpărat fix cu scopul ăsta, fix pentru recuzită și o carte cu poezii scrise de mână în fire, sau scrisori, nu mai țin exact ce era. Mi s-a părut cumva că se îmbină foarte bine, că e vorba de lirism, de poezie, de romantic, de natură, o combinație foarte frumoasă, atât cromatică cât și în ceea ce privește îmbinarea fizică a elementelor. Detaliile de genul ăsta întregesc mult mai bine peisajul. Într-adevăr, poate ar fi ieșit foarte bine și fără ele, pentru că florile alea sunt frumoase de la sine, dar în cazul în care vă doriți să adăugați așa ceva în plus, nu știu, ca imaginile să aibă ceva a lor care să le scoată în evidență, recomand să insistați pe capitolul recuzită. Cearșafurile, după cum am demonstrat cu poza de mai devreme, sunt o recuzită excelentă. Nu trebuie mare lucru. Eu efectiv am plecat cu un cearșaf dacă să știind că vreau să fac o chestie din asta ca și când am ieșit din casă pe prispă, să zicem, și am în față acest lac superb, înfășurat într-un cearșaf. Că mai aveam ceva pe dedesubt, asta e partea a doua, dar am plecat cu cearșaful ăla alb, m-am învârtit în el, m-am înfășurat în el și m-am dus și am făcut poza. Și arată mult mai bine așa decât dacă aș fi avut cine știe ce roche simandicoasă. Poza este de efect, are impact, dar totuși vedeți cât este de simplă. Nimic încărcat, nimic exagerat, nu e accentul pe mine, acolo e vorba de peisaj, eu fiind doar un mic detaliu care se arată. Și cred că e ok în momentul în care faci fotografii de genul ăsta și vrei să pui în evidență natura, să apar și tu undeva pentru că dai o notă personală imaginii. Dacă ar fi fost doar atât, doar cadrul ăla cu răsăritul, am eu așa un presentiment că nu v-ar fi plăcut la fel de mult. Dar în momentul în care inserezi și componenta umană categoric, prinde mai bine. Din orice punct de vedere, și așa ca sentiment, și dacă este să ne referim la partea practică, like-uri, comentarii și așa mai departe. Cu asta ne vârâm puțin de tot în aspectul tehnic, dar cred Vedeți mă că merită și este un subiect pe care eu l-am neglijat foarte mulți ani, respingând complet ideea. Nu știu de ce am făcut în penia asta. Vă recomand din inimă din tot sufletul din tot corazonul. Dacă veți face fotografii cu o cameră care suportă formatul RAW, așa cum, uite, M50-ul meu suportă și orice DSLR, să vă faceți fotografiile și în format RAW, nu în format nu doar în format JPEG. RAW sau JPEG. RAW, dacă este să o traducem uh, mota moa crud. Cu alte cuvinte, este un format al imaginii. În momentul în care tu tragi sau faci pozele în formatul ăla ro, aparatul stochează mult mai multă informație din poza respectivă și îți permite ție să te joci mai mult la editare cu poza aia. Ca să vă dau cel mai bun exemplu, mă voi folosi de imaginea pe care am postat-o eu acum câteva săptămâni cu dulăul grizzly, poză pe care v-am și arătat o cum era înainte pe Instagram, ca să vedeți cât era de întunecată, cât de rău arăta. Poza asta, dacă eu nu aș fi făcut-o în format RO, cu siguranță nu aș fi putut recupera toate detaliile alea de pe ea și ar fi rămas fie editată foarte prost, fie ar fi rămas așa neagră și întunecată. Tutoriale unde se pune accentul pe RAW-ul ăsta, și unde puteți vedea și mai mult și mai multă informație, și pe alții care editează în acest format, ca să înțelegeți mai bine cât este de important. Faceți un efort, îmi dau seama că tehnica e partea cea mai dificilă și cea mai neinteresantă, dar faceți un efort și încercați de fiecare dată să trageți în format ro, pentru că diferențele sunt de la cer până la pământ. Pentru mine a făcut o schimbare imensă din momentul în care am început să editez și mă rog, să fac pozele, numai în formatul ăsta ro. De atunci nu mai editez niciodată și urile pentru că pierd foarte, foarte multă informație, detalii care altfel s-ar duce și pe care nu ai cum să le recuperezi efectiv. Ca să ne ținem un pic pe capitolul ăsta, programele pe care le folosesc eu, v-am mai spus, sunt Photoshop, Lightroom, VSCO și cam atât, cam astea sunt. VSCO este cel pe care îl folosesc pe telefon, dar pe laptop folosesc Lightroom-ul. Ăsta este primul după care Photoshop-ul pentru ce retușuri micuțe am de făcut. Lightroom-ul este pentru culoare, pentru tot ce înseamnă corecție de culoare, pentru expunere și așa mai departe, iar Photoshop-ul pentru uh, sharpen, adică imaginea să fie un pic mai clară, pe lângă asta, dacă e, nu știu, e ceva aiurea în cadru care trebuie corectat, dacă îmi stă aiurea și pot corecta chestia asta, dacă îmi doresc chiar și acolo pot face niște corecții de culoare, intru cu Photoshop-ul, dar Lightroom-ul nu lipsește niciodată, Photoshop-ul poate să lipsească, dar Lightroom-ul niciodată, niciodată. După care, odată ce am eu imaginea editată în astea două programe, mi-o transfer în telefon și acolo editez cu VSCO. -ul. Nu mai intru în asta pentru că deja v-am arătat cu lightroom și pentru că puteți vedea o editare în VSCO în videoul pe care l-am făcut anul trecut. Ideea este să vă formați voi în stil al vostru pe partea de editare. Trebuie să știți ce vă place. Există o mulțime de oameni care preferă o linie mai minimalistă, mai curată, culori mai simple, mai terne, așa cum sunt și oameni ca mine care, în general, caută mai multă culoare. Eu iubesc culoarea și dacă este să vă uitați pe feed-ul meu de Instagram, la ultimele fotografii postate, vedeți asta din plin. Îmi plac foarte, foarte mult culorile, fie că sunt ele puțin mai temperate, fie că sunt ceva mai intense, după cum am făcut recent poza uh, cu scările, care am văzut că v-a plăcut mult de tot. Eu prefer în general culoare. Rar se întâmplă să vedeți o imagine monocromatică, poate așa cum a fost cazul ăla cu alb, când era un concept, acolo cu regina albă. Dar altfel îmi place foarte mult să merg pe stilul ăsta de altă parte sunt alții care uh, merg pe maro, pe foarte mult uh, maro, pe bronzuliu. O tipă care face asta se numește Fresi Odri. Cred că o să vă las link în descriere, sper să nu uit pe Instagram. Fidul okay. ei întreg de Instagram fiind unul foarte bronzat, adică e așa foarte maroniu, camel cumva, uh, nude. Merge în zona asta și nu se abate de la el. Ăsta este stilul ei, așa îi place ei. Important este să descoperiți voi ceea ce vă place și să vă țineți dacă vă doriți ceva cât mai coeziu, de acel stil de editare dar să știți că e foarte important și uh, modul sau atmosfera pe care vă doriți să o creați într o anumită fotografie. Și am luat eu aici câteva imagini care să exemplifice. Asta e o imagine pe care am găsit-o eu pe Pinterest, e o fotografie de modă. Vedeți cum e tipa asta, uh, având acea coafiură și rochia care este clar una de inspirație vintage. O astfel de imagine, dacă ar fi avut culorile mai intense, cumva cu o saturație crescută, n-ar fi arătat la fel de bine, pentru că e vorba de ceva temperat, cumva e o reîntoarcere în trecut, unde nu vedeai fotografii din alea uh, în culori electrice. Deci dacă ai colora asta la o intensitate mai ridicată, cu o saturație mai ridicată, n-ar arăta la fel de bine. Așa cum uite și pe asta, asta este o imagine tot de atmosferă, e ceva destul de artistic. Uh, genul ăsta de imagine, moody, așa, iarăși nu merge bine cu niște culori ridicate, țipătoare. Vedeți, totul e păstrat așa cumva la minim, nu s-a insistat foarte mult. Sunt câteva nuanțe, dar este o imagine rece, în primul rând. Temperatura ei este undeva destul de scăzută și arată foarte bine stilul ăsta pentru că și modelele exprimă foarte bine exact aceeași idee. Vă recomand să aveți răbdare atunci când vă faceți fotografii. Știu că multe dintre voi îmi spuneți că cereți ajutor de la soți, prieteni, iubiți și mulți dintre ei n-au răbdare să vă facă pozele și le mai și fac prost. E, Recomandarea mea în cazul ăsta este, vă am zis, vă luați și vi le faceți singure, dacă nu au răbdare să facă asta. Dar chiar și atunci când vi le faceți voi, să țineți cont că nu iese din prima. Foarte, foarte rar se întâmplă mie, cel puțin mai niciodată nu iese din prima, și de multe ori fac chiar sute de poze din care ajung să urc una singură, din care rămâne una singură. A, poate că ar fi mai multe care ar fi ok. Dar, mă rog, mie nu-mi place să repet neapărat, dacă nu e ceva așa care să mă prindă foarte mult, nu-mi place să repet. Dar e important să rabd și să aștept efectiv să fac cât mai multe duble până în momentul în care iese aia care trebuie. Nu-mi plac compromisurile, nu le fac niciodată și zic, a, gata, m-am plictisit, eu plec, nu mai stau că nu mai am răbdare să fac asta, doar dacă trebuie să ajung în altă parte. Dar altfel stau acolo până în momentul în care mi iese fotografia. În armați vă cu multă răbdare, aveți aplicația aia pe telefon și puteți vedea exact, schimbați-vă poziția într-un milion de unghiuri, așezați-vă altfel, nu știu, poate dați-vă 5 pași mai încolo și testați, 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 testați la infinit până în momentul în care obțineți ce ce vă doriți voi. Cu privire la poziția corpului, am și aici un video dedicat, făcut cândva anul trecut, dar pot să fac update dacă vă interesează, pot să vin cu niște chestii noi, că am așa niște idei. Însă, ce voiam să vă spun este, trecând de partea bună a feței, aspecte pe care le-am abordat deja în clipul ăla, um, poate va suna iurea, dar uneori nu ai față de poze, efectiv. Mi se întâmplă și mie de multe ori să vreau să fac fotografii și fața mea să nu arate bine în ele. Chiar dacă sunt proaspăt coafată, machiată, aranjat, nu arată bine, efectiv. Ce fac eu în momentele alea e că mă întorc cu spatele. Uh, unul la mână pentru că se creează așa o alură mai misterioasă, uh, doi la mână pentru că nu dau senzația aia de a sta la poză, știi, pozele alea în care stai așa? Alea zici că sunt de buletin făcute. În momentul în care ești cu spatele, cumva, direcționezi privirea la ceea ce te uiți tu, chiar dacă noi nu știm exact, ești mai misterioasă, ești cumva, poate chiar senzuală, depinde și de ceea ce porți și de poziția pe care o ai. Dar creezi un mister, e, are așa un farmec, ceva care e la îndemâna fiecăruia și la imaginația fiecăruia, pentru că în cazul în care nu scrii pe undeva prin vreun text ce ai vrut tu să spui acolo, care își poate imagina că te gândeai la altceva, că te uitai la altceva, după cum arată și exemplele astea. Asta, asta surprinzător, este cea mai lăicuită poza mea dintre toate. Deci, nu știu exact să vă spun de ce, însă m-am uitat și eu așa să văd care poza are cele mai multe like-uri, care e cea mai apreciată dintre toate câte am postat. Personal, cred că am poze mai bune de atât, dar asta este cea mai bună dintre toate. Poate pentru că este senzația aia de libertate, poate pentru că iubim cu toții marea, însă uitându-vă la ea, nu știți exact dacă eu fugeam acolo cu zâmbetul pe buze, dacă râdeam sau dacă pe de altă parte voiam să mă arunc în mare. Se creează o doză de mister. Aveam față, aveam o față destul de ok în ziua în care am făcut pozele astea și ajungem aici imediat la un alt subiect, însă mi-a plăcut cum a ieșit asta cu spatele și am postat-o ca atare. Deci să spunem că n-arătați bine în momentul respectiv, în ziua aia nu iese bine cu fața, vă întoarceți cu spatele și creați acest mister sau puteți încerca un lateral. Dacă se întâmplă să nu vă stea părul ca lumea, puteți folosi pălării, puteți folosi șarfe, tot felul de artificii care să ajute în sensul ăsta și chiar oferă ceva detalii în plus, fiind vorba de recuzită. Cum vă ziceam mai devreme, unghiul e foarte important. Poza asta cu marea pe care am făcut-o eu, da, într-adevăr, eram cu spatele pentru că așa s-a nimerit. Dar pe lângă asta au fost alte unghiuri din care am făcut poze atunci. Dacă vă amintiți, făcusem cu drona, făcută de sus. De asemenea, am mai făcut aceea, același outfit, sunt pe un fotoliu, s-a întâmplat să-l găsesc acolo. Știți că eu am obiceiul de a mă duce cu scaune după mine sau cu fotolii prin lanuri de diverse după cum puteți observa și pe aici, dar ăsta chiar l-am găsit acolo. Am găsit acel fotoliu și zic, mamă, tu pe mine mă așteptai. Prin urmare, ce am făcut? M-am vrut în și am făcut poza. Deja sunt trei variante diferite. Încercați așadar, în orice loc ajungeți și faceți poze, să... Exploatați cât mai mult din locul respectiv. Cu alte cuvinte, faceți full body, adică să aveți cu tot corpul. Faceți de la jumătatea corpului, faceți portret, deja aveți trei variante. Mai faceți și un lateral, aveți patru. Faceți și din spate, aveți 5 Puteți încerca de sus, puteți încerca de jos, puteți, nu știu, înclina cumva camera. Exploatați cât mai mult unghiurile pe care le aveți, pentru că în felul ăsta obțineți mai multe materiale și mai multe opțiuni la momentul editării. Poate nu le postați pe toată, poate nici nu le postați deloc, dar puteți obține cadre diferite și materiale foarte mișto. Iar dacă vă schimbați outfit-ul, dacă vă schimbați machiajul, dacă vă schimbați coafiura sau dacă pozați în timp diferit, să zicem, din nou, vă puteți multiplica posibilitățile unei singuri locații doar prin uh, diverse artificii de genul ăsta. Eu întotdeauna, sau mă rog, în majoritatea cazurilor, plec la mine cu multe haine. În momentul în care mă duc să fac poze pe undeva sau călătoresc, că e în țară, că mă duc acasă la Buzău, bine, la Buzău am eu haine deja, dar uh, că plec pe undeva, îmi iau tot felul de haine la la mine și îmi planific dintotdeauna outfit auziturile, astfel încât să fiu sigură că se întâmplă să văd ceva pe acolo, poate văd mai multe chestii pe acolo și aș vrea cumva să fie imagini diferite, să am mai mult material creat, pentru că, nu știu, să zicem că plec pe Valea Prahovei. Peisajele alea sunt foarte frumoase, muntele pe acolo, poate opresc la Castelul Cantacuzino, în Sinaia, pădure, sunt multe opțiuni. Dacă eu am o singură ținută pe mine, voi avea 10 lucruri diferite în care sunt îmbrăcată la fel, să zicem. Nu e mai mișto dacă ai mai multe opțiuni. Știu că poate părea, nu știu, un efort în plus, dar nu te costă nimic. Dacă pleci efectiv cu mașina sau dacă ai o valijoară acolo să spui niște haine în plus la tine și să te schimbi în cazul în care poți să faci asta, cu siguranță iese altceva. Și îmi place să fac chestia asta, v-am zis, îmi place să gândesc tot felul de astfel de ținute. Mai ales atunci când călătoresc, îmi planific locațiile sau locurile pentru și mi-au -mi și tot felul de haine care să se potrivească ca un sfat, ca un pont, evitați în general hainele care se șifonează ușor și mergeți pe chestii din astea care pot fi știi făcute sul și arată bine și în momentul în care le îmbrăcați. Și ultimul sfat pe care vi-l pot da, sfat, pont, truc, care pe cât de simplu, pe atât de important, este să vă distrați cu toată povestea asta, să o faceți din plăcere, așa vă veți dezvolta o pasiune și vă veți dori să avansați și să fiți mai bune sau mai buni la făcut poze sau, mă rog, la filmat videouri, pentru că se aplică sfaturile astea pentru ambele Platforme. Eu într-o vreme îmi pierdusem cumva apetitul pentru fotografie și mă concentram mult mai mult pe video, dar cumva am reușit să le echilibrez. Iar în prezent, trecând de cele două videouri pe care le postez săptămânal pe YouTube, moartă coaptă sunt aici, chiar dacă mai am eu din când în când probleme cu uh, YouTube-ul și cu procesarea, nu există de asemenea săptămână în care să nu fac niște fotografii. toată se întâmplă să fac 10 într-o săptămână, alteori se întâmplă să fac una singură, după cum am și eu chef și inspirație. Dar le fac doar atunci când simt, doar doar atunci când am chef, doar atunci când știu că este ceva mișto. Și v-am mai povestit despre asta referitor la programul meu de postat pe Instagram nu am un program. Exceptând acele poze pe care le anunț, uh, pe, pardon, pe care le folosesc ca să anunț videou nou, nu am un program. Nu m am mania asta de, mamă, trebuie să postez neapărat să știe lumea că sunt în viață. Decât să postez o fotografie proastă, doar de dragul de a fi, doar de umplutură, mai bine nu mai postez deloc. De asta eu nu postez cu frecvență, nu postez 3-5 poze pe zi, câteodată postez, nu știu, o poză în două săptămâni. Cu o mică exagerare, dar nu am pe asta, adică nu, nu trebuie, trebuie neapărat. Ceea ce vă recomand și voi, nu trebuie să nimic. faceți le atunci când simțiți, distrați-vă cu ele, puneți pasiune în povestea asta, și dacă veți spune, cu siguranță vă va fi ușor și să învățați și să aprofundați lucrurile pe care vi le-am povestit eu sau pe care vi le povestesc alții. Așa cum v-am zis, eu nu intru la categoria profesionist, dar îmi place foarte mult să fac asta și tot ce știu la momentul actual și în punctul în care sunt, a fost învățat uitându-mă și eu la alții mai deștepți ca mine, deci de pe YouTube. N-am făcut niciun curs, n-am studiat pe nicăieri, nu mă proclam nimic, dar îmi place și de asta mă și uit cu plăcere. Și momentul în care faceți de aici, se simte, se vede și cu siguranță veți avansa în arta asta, să-i zic așa. Gata, vă las în pace, am vorbit super mult în cadrul clipului ăsta. Vreau să fac o continuare la el, dacă vă place, dacă simțiți nevoia. Aș vrea să-mi lăsați în comentarii ce subiecte precise v-ar plăcea vouă să vedeți și în cazul în care aveți și voi alte sfaturi, ponturi, trucuri pe planul ăsta, lăsați-le că sunt binevenite și știți că mă bucur de interacție. Acțiune. Cu concursul vă las acolo în descriere toate detaliile de care aveți nevoie. Mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut clipulețul meu și abia aștept să ne vedem și data viitoare, probabil cu un daily vlog minunat. Pupicios multos, duminica plăcută să aveți! Pa!